China a renunțat să participe la turneul preolimpic 2 din cauza restricțiilor de călătorie impuse în urma pandemiei de coronavirus, astfel că locul acestei echipe a fost luat de Kazakhstan, care inițial fusese alocată în turneul preolimpic 3, în care joacă și România. În turneul 2, organizat în Ungaria, vor participa astfel țara gazdă, Rusia, Serbia și Kazakhstan. Locul Kazakhstanului în turneul 3, alături de Muntenegru, gazda competiției, Norvegia și România, trebuia completat de Hong Kong, care și-a declinat prezența, apoi de Thailanda, care nu a răspuns invitației. În aceste condiții, turneul 3 rămâne cu doar 3 echipe. Primul meci al tricolorelor este programat pe 20 martie cu Norvegia, iar în următoarea zi, Naționala Feminină de Handbal se va duela cu Muntenegru. Primele două clasate vor obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La turneul preolimpic 1, găzduit de Spania, vor participa țara gazdă, Suedia, Senegal și Argentina.